găsit Sintanii Drăgoescu și vă prezint știrile Kiss FM Ploiești. Cea mai titrată sportivă a României din circuitul internațional de skeleton, Maria Maziru, de la CSU Sinaia, a obținut o nouă performanță remarcabilă în Cupa Mondială, în cadrul celei de-a cincea etape a actualului sezon. Runda a fost găzuită la finalul săptămânii trecute de cea mai specială și veche pârtie din lume, pe care se discută concursurile internaționale, cea de la St. Moritz din Elveția, singura pistă înghețată în mod natural. Eleva antrenorului Marius Sene, tehnicianul... din Germania, când s-a situat pe locul 14. Ca urmare a rezultatului obținut, Maria Maziru a ajuns pe locul 32 în clasamentul internațional și pe locul 22 în ierarhia cupei mondiale. SCT CSA Ploiești anunță că, începând cu data de 28 ianuarie 2015, traseul 445 nu mai are capăt de linie în bariera București, astfel toate cursele vor circula între Gara de Sud și Ploiești-Iași. Peste 160 de kg de tutun, aproape 300.000 de bucăți de țigarete, aproximativ 3600 de tuburi pentru a fabrica țigarete, bani și alte bunuri, au fost ridicate de polițiști în urma 21 de percheziții efectuate sâmbătă dimineață în județul Prahova. Au fost ridicate de asemenea, în vederea continuării cercetărilor, 6 dispozitive de confecționat țigarete, 7500 de euro, 12500 de lei și mai multe telefoane mobile, se precizează în documentul citat. În urma acțiunii, 15 persoane au fost duse la sediul poliției pentru audieri și dispunerea măsurilor legale. Percheziții au fost efectuate la puncte de lucru ale unor societăți comerciale și locuințele mai multor persoane vorbite de comiterea de furturi și infracțiuni la regimul produselor accizabile, operează județul Prahova. Prejudiciul creat prin activitatea infracțională estimat până în prezent este de 100.000 de lei, precizează sursa citată. Inspectoratul Școlar Județean Prahova a lansat două proiecte menite să diversifice oferta grădinițelor. Cu detalii, Alina Oancea. Jocurile făcute preșcolarilor vor include noțiuni de educație financiară, din ce părinții vor putea beneficia în unitățile de învățământ, de consiliere în gestionarea relației cu cei mici. Educație financiară prin joc va fi o disciplină opțională introdusă în grădinițe în cadrul unui proiect pilot care se dorește o urmare firească a proiectului inițiat în urmă cu 2 ani la nivel național de către Banca Națională a României în parteneriat cu Ministerul Educației. Din ce copiii vor învăța ce au de făcut cu banii lor, nici părinții nu scapă de provocări. Lor li se adresează cel de-al doilea proiect lansat de ISJ Prahova. Meseria de părinte, care a fost pilotat deja în anumite credință din țară, vine ca un ghid de bune practici în sprijinul părinților, oferindu-le modele de comportamente față de propriul copil, modele de activități pe care aceștia să le poate desfășura cu propriul copil. Președintele Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, a participat sâmbătă la festivitățile dedicate Unirii Principatelor Române desfășurate la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Chișinău. În cadrul evenimentului, un grup de moldoveni din comuna Horești, raionul Ialoveni, a avut o solicitare mai puțin obișnuită pentru conducerea statului român, mai precis demararea proiectului autostrăzii Unirii între Chișinău și București. În opinia lor, autostrada Unirii trebuie să fie culturală, istorică, economică și să reprezinte voința politică a tuturor românilor care se pregătesc să aniverseze centenarul Marii Uniri din 1918. La manifestările de la Chișinău au fost prezente delegațiile Consiliului Județean Prahova și ale comunelor Bucov și Măcarene. Reprezentanții Consiliului Județean Prahova au inspectat recent lucrările la sensul giratorului suspendat care se execută la ieșirea din Ploiești pe DN1 de la intersecția cu drumul județean 102, unde au verificat conformitatea lucrărilor cu graficul de execuție. În prezent se lucrează intens la armătura metalică a rampelor de acces pe sensul giratorului. Proiectul a fost depus în cadrul programului operațional regional 2007-2013, valoarea lucrărilor fiind de peste 17,7 milioane de euro. Legătura de acces între cele două drumuri se va face prin vetere de acces de nivel și un corp cu lungime de aproximativ 1 km. Inelul giratorului va avea aproximativ 280 de metri. La finalizare, giratorul va înlocui intersecția semaforizată existentă în prezent, previind și separând fracțiunile de trafic. Preparatele din carne vor avea etichete noi. Astfel, consumatorii vor putea identifica mai ușor din ce țară provine carne folosită în alimentele pe care le cumpără. Decizia ar putea afecta negativ România. Produsele din carne etichetate România ar putea fi un semnal de alarmă pentru consumatorii europeni, din cauza scandalurilor alimentare în care țara noastră a fost implicată fără să fie vina ei. Așadar, pentru unii, autentic românesc nu ar reprezenta cea mai bună alegere. Potrivit unor statistici citate de Comisia Europeană, 90% dintre consumatorii europeni doresc să cunoască țara de proveniență atunci când cumpără mâncare procesată. E nevoie de un muzeu al comunismului, spune președintele Iohannis. El a vizitat arhivele CNSAS, unde a declarat că e necesară o reconciliere cu istoria noastră recentă. Klaus Iohannis. Am amenințat acum câteva
câteva luni de zile un concept la care țin în continuare, un muzeu al comunismului în România și cu siguranță această arhivă va contribui și cu piesă la acel muzeu. Mi se pare foarte important să nu trecem prea repede peste istoria noastră recentă. Claus Iohannis a discutat cu reprezentanții Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității despre problemele cu care se confruntă aceștia. Avem de-a face cu o problemă de fonduri, care se poate rezolva relativ ușor, a mai spus președintele. Socialdemocrații de acord ca noua Constituție parlamentarii să nu mai beneficieze de imunitate. PSD va propune la consultările de miercuri de la Palatul Cotroceni ca activitatea Comisiei de Revizuire a Legii Fundamentale să fie reluată cât mai repede. Liderul Victor Ponta. Suntem de acord să modificăm textul constituțional care se referă la imunitate. Vorbim despre Constituție, pentru că, după cum știți, nu există imunitate decât pentru arestare și achiziție. Nu mai există niciun fel de altă imunitate. Dar suntem de acord să modificăm în cadrul Constituției aceste prevederi. Ponta mai spus că spune că anul acesta să fie încheiată în Parlament procedura de revizuire a Constituției. La final datele meteo, astăzi avem parte de vreme rece, cerul va fi parțial acoperit, iar vântul va sufla slab până la moderat. Potrivit anume, maxima termică nu trece de 3 grade Celsius. Nicht über dein Gesicht, der Tempel vor der Schau, und du stehst am Neujahr dabei, und ich ziehe nach, bis zum Neujahr steigen.